Descoperire macabră astăzi la marginea orașului Alexandria din Tellerman. Un cadavru a fost văzut plutind pe râul Vedea. Localnicii au anunțat imediat autoritățile, iar la fața locului s-au deplasat salvatori, dar și oamenii legii. Trupul neînsuflețit al unei persoane de sex masculin a fost descoperit în apele râului Vedea. La fața locului sunt pompierii, polițiștii, dar și angajații Serviciului Județean de Ambulanță. Pompierii militari au reușit să scoată trupul neînsuflețit la mal. Misiunea nu a fost deloc ușoară, deoarece cadavrul era prins în crângile unei sălcii. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că este vorba despre un bărbat. Deocamdată nu se cunosc împrejurările în care s-a produs evenimentul. Omul ar fi fost mort de mai multă vreme, dar cadavrul a putut fi văzut abia acum, când apele râului Vedea au scăzut. Astăzi, în jurul orei 12, polițiștii din Alexandria au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la faptul că o persoană s-a înnecat în râul Vedea. În urma verificărilor preliminare, polițiștii au stabilit că este vorba despre un bărbat, în continuare efectuându-se cercetări în vederea identificării persoanei și stabilirii tuturor circumstanțelor care au dus la producerea evenimentului.